Bun găsit, suflete dragi și frumoase! În acest material am să vă vorbesc despre cel mai simplu și natural remediu casnic de curățarea colonului. O parte a sistemului digestiv, colonul, este responsabil pentru extragerea apei, a sării, a vitaminelor și a substanțelor nutritive din materiile alimentare nedigerabile, prelucrarea alimentelor care nu au fost digerate în intestinul subțire și eliminarea deșeurilor solide din organism. Cu toate acestea, atunci când nu funcționează corect, colonul începe să absoarbă toxinele în loc să le elimine, provocând astfel probleme precum dureri de cap, balonare, constipație, gaze, creșterea în greutate, energie scăzută, oboseală și boli cronice. Aceste probleme pot fi cauzate și de alimentele nedigerate. Majoritatea alimentelor pe care le consumăm sunt încărcate cu aditivi, conservanți și alte substanțe toxice care duc la acumularea de mucus în colon, producând toxine care otrăvesc organismul. Cu ajutorul curățării colonului, putem scăpa cu ușurință de toxinele dăunătoare și putem promova bacteriile intestinale sănătoase. De asemenea, această curățare ne ajută să ne creștem energia și să ne îmbunătățim absorbția de vitamine și substanțe nutritive necesare organismului. Există multe tratamente disponibile pentru curățarea colonului, dar pentru mulți oameni, cele mai bune opțiuni sunt remediile casnice, simple și naturale. Astăzi vă propun unul dintre aceste remedii. Ingredientele de care aveți nevoie pentru prepararea acestui remediu sunt merele, lămâile, ghimbirul și sarea de mare. Toate sunt bogate în substanțe nutritive, ceea ce va îmbunătăți sănătatea generală, nu doar starea colonului. Disponibile într-o varietate largă de soiuri și culori, merele sunt prezente în comerț pe tot parcursul anului. Avantajul consumului de mere constă în furnizarea unei cantități mari de fitonutrienți, antioxidanți cu puternice beneficii asupra sănătății. Sucul de mere proaspăt este unul dintre cele mai bune remedii casnice pentru curățarea colonului. Pectina din mere acționează ca probiotic, adică aduce în intestin bacterii benefice digestiei, impulsionează mișcările de la nivelul colonului și luptă împotriva constipației, descompune toxinele și îmbunătățește sănătatea ficatului, precum și a sistemului digestiv. Știați că lămâile sunt singurul fruct alcalin și că sucul de lămâie contribuie la menținerea în echilibru a pH-ului în organism? Capacitatea de a echilibra pH-ul organismului este unul dintre cele mai mari beneficii pe care îl aduce pulpa și sucul de lămâie. Băuturile care conțin suc de lămâie pot avea un efect pozitiv asupra sănătății digestive. Se pare că acesta are cele mai multe efecte benefice atunci când este consumat pe stomacul gol, ceea ce permite compușilor din lămâie să interacționeze mai ușor cu mucoasa intestinală. Într-un studiu privind colonoscopiile, un grup de participanți a primit un preparat de acid ascorbic sau vitamina C. Participanții care au luat vitamina C au prezentat mai multe beneficii decât cei din celelalte grupuri. Lămâile sunt o foarte bună sursă de vitamina C. Deci, sucul de lămâie are capacitatea de a curăța intestinele și a stimula perisaltismul intestinal. Rădăcina de ghimbir este folosită de secole pentru menținerea unui echilibru la nivelul organismului. În medicina tradițională chineză și ayurveda, ghimbirul are rolul de a încălzi corpul, stimulând sistemul digestiv. În plus, condimentul este folosit încă din antichitate pentru ameliorarea gresurilor, calmarea crampelor și îmbunătățirea circulației sanguine. Ghimbirul are de asemenea proprietăți detoxifiante, ceea ce înseamnă că ajută la eliminarea toxinelor prin transpirație și golirea intestinului. Știința modernă nu doar că a validat utilizările tradiționale ale ghimbirului, dar a inclus acest condiment în categoria superalimentelor, datorită multor altor beneficii dovedite pe care le are asupra organismului. Ghimbirul este extrem de benefic deoarece stimulează funcția colonului și reduce balonarea. Ajută digestia prin stimularea secreției sucurilor digestive. Istoric, numită sare de golf. Sarea de mare este produsă prin evaporarea apei din oceane și mări, ieșind în evidență datorită conținutului ridicat de minerale esențiale. Se pare că sarea de mare conține până la 75 din astfel de nutrienți și oligoelemente. Cele din urmă au un rol foarte important în organism. Cei mai abundenți ioni de sare de mare sunt sodiu și clorura. Al treilea, cel mai frecvent mineral găsit în acest tip de sare este sulful, care joacă un rol important în detoxifierea organismului. Sarea de mare are un rol important în reglarea pH-ului, stimulând eliminarea toxinelor. Aceasta, amestecată în băutură, ne dă un efect laxativ care poate provoca mișcări intestinale. Rețeta pe care vă propun astăzi oferă un mod simplu și natural de a vă curăța colonul acasă. Atunci când urmați acest remediu, este recomandat să evitați alimentele solide. Rețineți că este recomandabil să faceți această curățare atunci când nu trebuie să ieșiți din casă, deoarece va trebui să vizitați frecvent toaleta de îndată ce încep primele efecte ale curățării. Pentru acest remediu aveți nevoie de jumătate de cană de apă caldă, jumătate de cană de suc de mere, o linguriță suc de ghimbir, 2 linguri de suc de lămâie și jumătate de linguriță de sare de mare. Se toarnă apa curată într-un recipient și se încălzește până la o temperatură suportabilă pentru a fi băută. Se adaugă sarea de mare și se amestecă până se dizolvă. După aceea adăugați sucul de mere, de ghimbir și sucul proaspăt de lămâie și amestecați-le pe toate. Beți acest amestec primul lucru dimineața pe stomacul gol. Beți din nou înainte de prânz și apoi la jumătatea după amiezii. Asigurați-vă că beți o pahară de apă în timpul zilei pentru a spori efectul de a elimina toxinele atunci când urinați. După ora 17, reduceți cantitatea de apă pe care o beți, astfel încât să nu vă treziți în toiul nopții pentru a merge la toaletă. Puteți efectua această procedură de curățare a colonului pentru o singură zi sau o puteți continua pe o perioadă de o săptămână. Ulterior, digestia dumneavoastră va fi îmbunătățită și sistemul dumneavoastră va fi complet lipsit de toxine. Acest lucru vă va ajuta să vă bucurați de mai multă energie, o mișcare mai bună a intestinului și o stare mai bună a pielii. Tratamentul de curățare a colonului nu provoacă efecte secundare. Cu toate acestea, în cazul în care sunteți gravidă, luați unele medicamente liberate pe bază de rețetă sau suferiți de un fel de atacuri alergice, este recomandat să consultați medicul înainte de a o începe. În concluzie, acest remediu eficient pentru curățarea colonului vă va ajuta să vă bucurați de un sistem digestiv sănătos. Menținerea sănătății colonului este o parte importantă a menținerii sănătății generale. Vă doresc sănătatea dumneavoastră și celor dragi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul acestui material. Sper să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut, mă înclin în fața dumneavoastră și totodată vă rog să-mi acordați un like. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă mai aștept și cu alte materiale interesante. De aceea vă rog să vă abonați.